Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 27 noiembrie, sunt 12 puncte, iar cele mai multe vizează alocarea de sprijine financiare. 120.000 de lei ar trebui alocați pentru finanțarea manifestărilor ce se vor desfășura la nivelul Consiliului Județean Giurgiu cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cu acești bani, conform experienței anilor trecuți, vor fi cumpărate cadouri ca pentru colindători. De asemenea, tot pentru organizarea unor manifestări prilejuite de sărbători, au toate șansele să primească 25.000 de lei cei din Sindicatul pentru Dreptate și Echilibru Social, dar aceea sumă va merge și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu dacă proiectul va fi aprobat de consilieri. Sprijine financiare, dar în valoare de 5.000 de lei fiecare, vor fi supuse aprobării și pentru Asociația Județeană a Pensionarilor și Asociația Clubul Pensionarilor Giurgiu. În plus, consilierii județeni vor trebui să voteze și alte trei proiecte de hotărâre ce vizează acordarea de sprijine financiare. Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Giurgiu și Protoieria Bolintin Vale ar trebui să primească 20.000 de lei fiecare. 31.500 de lei este suma ce va fi împărțită la cinci asociații din Giurgiu, precum Licurici, Viață și Speranță sau Pui din Suflet Giurgiu, dar și la Centrul de Zi pentru copii Aflați în Dificultate din Bucșani. În plus, un alt punct vizează acordarea 44.000 de lei pentru 35 de giurgiuveni cu probleme medicale.